foarte important, solenoidul lui Mircea Cărtărescu, o capodoperă a vieții. N-am citit numai 3 capitole, dar este fain, cred, sper. Nu știu, sună bine. Vă citesc ceva de aici? Să vă citesc. 8. Am ajuns la 8. Uite, ce frumos zice. Casa mi-am cumpărat-o în 1981 cu prețul unei dacii. Eu casa asta nu mi-am cumpărat-o. Dacă mi-aș fi cumpărat-o, poate cu prețul vieții, pot să vă cânt o piesă de la mine. A good blues. You don't talk much, you don't talk less, but your voice sounds like a 60s jazz. You're so beautiful, I said. You're so beautiful, you said. We're so beautiful, we said. And we'll listen to the music and we'll laugh and we'll dance with your curly hair and dark. Oh.
liniștea ce aștept zbucuitul care să însemne sfârșitul căderii. Înălțimea este nebănuită, obiectul nu se mai află mult timp în cădere, ținându-te cordat. Cu puțină șansă ai putea să uiți, nimeni nu ne-a simțit lipsa, nici prezența. Nu ne gândim la preocupările simple, casnice sau de sfârșit de săptămână, când poate vom ieși câteva ceasuri la aer curat să fumăm mai puțin. Spune cuvinte obișnuite ca în primele clase de școală, când copiii învață despre subiect și predicat și dau exemple de propoziții. Calul paște iarba pe deal, oamenii se întorc de la câmp sau atâtea altele. Așa cum am dat uitării întâmplarea din gara când am sosit prea târziu la peron, trenul plecase și eu făceam persil. Și eu făceam cu mâna cuiva nevăzut. Din tren nu știam ce mână îmi răspunde sau dacă îmi va răspunde vreuna. Nici uitarea nu este deloc un lucru simplu. Oamenii vor să se drogheze. Pa-ra-pa-pa. Oamenii vor să se drogheze. Unii mai spală și haine. Stați liniștiți. Da, am aruncat, era să mănânc niște detergent. De obicei mai mănânc și detergent. Mi se mai întâmplă uneori să mănânc detergent. Scap puține haine, ar trebui să mai pun niște haine aici înăuntru. Hai să vedem. Vreau să... Așa, hainele astea. Niște haine la spălat. Nu știu dacă v-am zis, mâine plec la mare. V-am zis oare că mâine plec la mare? Și am aici multe haine de spălat. Am dat drumul la... Vreau să dau drumul la box asta, brutul. Auzi, mă. And she chose a yard to burn, but the ground remembers her. Woo! Wooden spoons her children stir, bougainvillea blooms. There are things that drift away. Multe cărți de poezie. Like Manasia Vasieș, Ionis Pop. Asta e super tare. Deci e aici o poezie. N-ați oprit camera, nu? Camera merge? Merge camera. Hai să văd unde e. Sunday pulls his children from veste acasă. Hey! O vin cilioaia noaptea și s-o pus la voi pe casă. Bă, a auzit toată lumea când o țâfli și într-o noapte toată casa s-a uscat și s-a plăștit. Bă, da, mă, și-o vin cilioaia și s-o pus la voi într-un măr și îndată mărul ăla s-o și uscat. Păi și-o vin cilioaia în altă noapte și s-o pus la voi într-un nuc. Bă, și-o țâpa și nucul ăla s-o uscat. Și amu lumea a început a să mira. Păi cum devine, bă, la voi cilioaia într-un an de zile de 3 ori? Că atunci când cântă cilioaia în grădina, bă, în grădina cui o cânta, pe acela l-o și luat. Bă, gândești că anul ăsta la voi a fost însemnat, mă, că prea des o cântat. Așa zice Ion S. Pop. Niciodată n-a știut de unde vine oare S-ul ăsta. S. Ioan S. Pop. S. Escalop. Escalup. S. Sau poate din spaniolă, Ioan et pop, et pop. Iedul fără ieșire. Să vă pun o piesă faină. Asta nu-mi place. Adică îmi place, dar asta îmi place mai mult. Yo! Asta se aude sigur. Call me Sarah Boy. You know dance some reggae music and would watch all the tests and give you big boy contest now. Oh no, so would you tell me now? Call me Sarah Boy. You know dance some reggae music and would watch
Georgia, the test I give you big boy contest now. Oh no, so would you tell me now? Se întrerupe asta, nu înțeleg de ce. Ne cherchez pas à test, même si ton gant est rangé. Tu ne sais jamais ce qu'il peut t'arriver. Capable d'enterrer en mauvais. Oh Lord, capable d'enterrer en mauvais. En grandissant dans la vie, si tu commences à manquer de respect, c'est tout le monde fait face à la vie quand elle nous a jamais aidé. Elle est dans un vase à macaré. Oh Lord, elle est dans un vase à macaré. Passe tes journées dans un décor de béton armé. Un quotidien synonyme de morosité. Droit chemin aux réalités. Oh Lord, tu crois qu'on peut te mauvais. Commissaire boy, in a dance of reggae music guy. One more Charlie test, I'll give you big boy contest now. Oh Lord, oh would you tell me now. Spune-mi este haine. Commissaire boy, in a dance of reggae music guy. So would you tell me now? Așa se întâmplă când te apuci de ele. Te apuci de ele și niciodată nu duci la capăt tot, că ba mai e ceva de făcut, ba mai intervine ceva, primești un telefon. Unde ești, ce faci, du-te, du gunoiul. Hopa, că te-ai dus să duci gunoiul, te-ai trezit în centru. Te întâlnești cu Preceni, cu Bogdan, cu... Păi ce faceți, mă, mergeți acasă? Păi nu veniți la o cafea, păi vă invit eu la o cafea. Pa, și se face 7 seara și zici: iar o trecut ziua, păi ce am făcut eu toată ziua? Păi n-am făcut nimic, mă, ce să fac? Păi da, am stat aici ca un nebun în casă. M-am plimbat până stânga-dreapta. Yo, comisar! Cred că am uitat o șosetă în partea asta, altă. Parcă a căzut o șosetă. Uite-o! Șoseta! Un pic murdară. Salut! Eu sunt șoseta. Un pic murdară. Salut, voi, ce faceți? Tiki, 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 tiki. Wow! Wow! I feel good! Și acum să știți că, nu știu dacă vouă vi se întâmplă chestia asta, dar mie tot timpul mi se întâmplă. O să închid mașina de spălat, o să împing ăsta, o să o aprind și o să-i dau drumul. Și după ce am dat drumul, cam la vreo 2 minute maxim, îmi dau seama că am uitat să mai pun ceva, că mai era ceva de spălat. Da, nici nu mai fac probleme, că asta e. Punem pe 30 de minute rapid. So would you tell me now? Hai să mai vedem o dată acolo. Auzi. Uai-ai-ai-o. Hei-e. Uai-ai-ai-o. Just I give you.